Now you're all married, you know that wasn't true. And his dad worked long hours. Tatăl lui lucra ore lungi, ore în șir. And his mom suffered from severe mental illness. Iar mama lui sufera de boli mentale. As John was secretly trying to get rid of me. John încerca în mod secret să se detașeze de mine. He had what he describes now as an encounter with God. El a avut ceva ce acum el descrie ca și o întâlnire, un peniel, față în față cu Dumnezeu. It's really romantic. Așa că povestea mea romantică. He said that he had two thoughts. Spune că el avea două gânduri în minte. Either he had to find a new place to live. Unul era că ar trebui să găsească un alt loc unde să locuiască. Or marry me. Or să se căsătorească cu mine. He didn't love me. El nu mă iubea. He didn't even know me that well. Nici nu mă cunoștea prea bine. But he said that now he looks back and it was definitely God telling him to marry me. Însă acum el spune că uitându-se în urmă, cu adevărat a fost Dumnezeu care a spus că el trebuie să se căsătorească cu lor. We were not believers at this time. Noi nu eram credincioși în acea vreme. As ridiculous as this sounds, he married me. Pe cât de ridicol sună acest fapt, s-a căsătorit, ne-am căsătorit, s-a căsătorit cu mine. From that point on, our lives consisted of one miracle after another. Din acel moment, viața noastră a constituit a fost constituită dintr-o minune, o minune după alta. The first one was we rented a house and our neighbors were born again Christians. La început, când am închiriat o casă și vecinii noștri erau creștini născuți din nou. Not understanding what all that meant, we went to church with them. Neștiind ce înseamnă acest lucru, am acceptat să mergem la biserică cu ei. As we approached, this is so important for the pastor wives, because this was why we came to Christ. Și acest lucru este foarte important pentru voi, soții de lucrători, de păstori, pentru că iată ce s-a întâmplat în cazul meu. And I have not met very many people who went to a church like this. Și n-am întâlnit prea mulți oameni care au mers la biserică în acest mod. As we approached the front door of the church, we smoked. And am ajuns până la ușa bisericii și încă fumam. And we went up the steps to the door and we flicked our cigarettes in the bush. And they opened the door and we blew the smoke out. Și mai era un And we were greeted by this old man with a basket of candy. Și am fost întâmpinați de acest om în vârstă care avea un coș de bomboane. I still remember his name, Ben Weeb. Încă mai amintesc numele lui, îl chema Ben Weeb. His ministry was so important because he just loved us. Slânta lui a fost de așa de mare importanță. El ne-a arătat cu adevărat. Week after week, this church loved us just the way we were. În fiecare săptămână simțeam dragostea acestei biserici așa cum eram noi. Drugs, alcohol, cu droguri, alcoolici, smoking, fumători. I'm sure I was inappropriately dressed. Sunt convinsă că nici nu eram îmbrăcată foarte decent. They just accepted us. Ei ne-au acceptat așa cum am fost. They had full faith that God could handle all of our sin. Anything that we needed to change, God could handle. Ei au avut siguranța că Dumnezeu era capabil să facă față la toate aceste
In Psalm 103, verse 4, it says, He redeems my life from the pit and crowns me with love and compassion. El îmi răscumpără viața din groapă și mă încoronează cu dragoste și cu milă. I think of this church when I think of that verse. Mă gândesc la acea biserică atunci când mă uit la acest verset. They acted as God's representative and did exactly that. Ei s-au purtat față de noi ca și reprezentanții lui Dumnezeu. Because of their love, my life began to be transformed into the image of God. Din pricina dragostei lor, viața mea s-a transformat în devenind asemenea ca și Dumnezeu, asemănarea lui Dumnezeu. I began to want what they had. Am început să-mi doresc și eu ce aveam ei. Soon I prayed for Jesus to forgive my sins and take over my life. Apoi m-am rugat ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele și să domnească. Me, the most undeserving. Eu, cea care a meritat cel mai puțin acest lucru. Me, the one with the track record of sin longer than most. Eu, cu un record mare de păcate în urma mea. Me, the one who only had a ninth grade education. Eu, care aveam doar 9 clase de școală. I didn't deserve it, and I didn't work for it. N-am meritat și nu am primit ca să merit acest har. God, who created the heavens and the earth, picked me. Dumnezeu care a creat cerul și pământul m-a ales pe mine. And He picked you to be part of His family. Te-a ales și pe tine ca să fii parte din familia Lui. Ephesians 2:9 says. Efeseni 2:9 spune așa. For it is by grace you have been saved through faith. Pentru că este prin har. Ați fost mântuiți prin credință. And this not from yourself. Și aceasta nu vine de la voi. It is a gift from God. Este darul lui Dumnezeu. Not by yourself. Nu prin fapte. So no one can boast. Ca să nu se laude. I certainly could not boast. Eu cu adevărat nu pot să mă laud. My salvation and yours is a gift. Mântuirea ta și a mea sunt un dar. When we allow Satan to use our sin. Când noi permitem lui Satan să folosească păcatul nostru. To condemn us or make us feel guilty. Ca să ne condamne sau să ne facă să ne simțim vinovate. He wins. El câștigă. Because no one wants what you have, if that's how you're living. Pentru că atunci nimeni nu-și dorește ce ai tu dacă așa trăiești. We no longer live like victors. Noi, victorious. Oh. We no longer live, if we let Satan. Dacă lăsăm pe cel rău să se folosească de aceste păcate, noi nu mai trăim ca și niște oameni victorioși. And we don't have much effect on others. Și nu avem nici efect asupra altora. We may be believers, but we are living as those who have no faith. Poate suntem credincioși, dar trăim ca și cei care n-au credință. Do we really believe that God forgives us as far as the east is from the west? Credem noi că Dumnezeu aruncă păcatele noastre de la noi cât este răsăritul de apus? Do we really believe that if we confess our sins, He is faithful and just? Credem noi cu adevărat că dacă noi ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios. And will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness? Să ne ierte toate păcatele și să ne purifice, să ne curățească de toată păcătoșenia noastră. As I journeyed on and learned God's word, pe măsură ce am continuat să cresc în a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, I replaced the old negative thoughts. Am înlocuit toate gândurile negative din mintea mea with scripture that told me the truth. Cu porțiuni din scripture care îmi spun adevărul. I had post-it notes everywhere. Aveam notițe pe peste tot, lipite pe pereți. Little by little, the negative thoughts got less. Puțin câte puțin, gândurile negative deveneau tot mai puține. And God's truth got more. Și adevărul lui Dumnezeu se înmulțea în mine. God has used me and my husband in ways we never thought, we would have never imagined. Dumnezeu ne-a folosit pe mine și pe soțul meu în modalități în care nu ne-am închipuit vreodată. He's blessed us with 7 children. Ne-a binecuvântat cu 7 copii. Why did he do that? Because he's God.
and 11 grandchildren so far. Și 11 nepoți până acum. And remember my daughter Jody? Și vă amintiți de fiica mea Jody? Well, she and her husband love Jesus. Amen. Yes. Atât că și soțul ei îl iubește pe Iisus. And they have three children. Ei au trei copii. And she teaches kindergarten. Ea este învățătoare la grădiniță. And she's a buddy to handicapped children at church. Și ea se ocupă și de copii handicapați la biserică. That's not the best. I don't even know how to tell you this, but God has chosen my husband and I for over 25 years now to teach marriage groups. Pe mine și pe soțul meu ca să ne ocupăm de familii și să învățăm pe cuplurile de familie. Jody and Michael. Jody și cu Michael cu were in our marriage group for 4 years. Au fost și ei în grupul nostru de casă de căsătoriți de cupluri. And are you sure you're saying what I'm saying? And then the next two that are married are in our marriage group now for 5 years. Iar cei următorii doi care s-au căsătorit din copiii noștri sunt și ei în grupul nostru acum pentru